Vineri, temperatura mai câștigă câteva grade, astfel încât vremea va deveni mai caldă decât în mod obișnuit, chiar deosebit de caldă în vest și sud-vest. Vremea este în încălzire ușoară și în sud și sud-est. Ziua începe cu cer mai mult noros, dar până la amiază, treptat, va deveni variabil. Precipitațiile mai sunt posibile doar izolat. Dimineața în Bărăgan și pe arii restrânse va fi ceață. Maximele termice ajung la 14 grade în Oltenia, iar în estul Munteniei se opresc la 7-8 grade. Vântul va sufla slab până la moderat. Astfel, la Bolintin, Mihăilești și Ghimpați vor fi 13 grade Celsius, la Hotarele, Izvoarele și Comana 12 grade, în timp ce la Giurgiu se vor înregistra 14 grade Celsius. Viteza vântului va atinge 9 km pe oră și va sufla din direcția est-sud-est. Presiunea atmosferică va fi de 764 mm coloană de mercur, în timp ce apele Dunării sunt în creștere cu 20-30 de centimetri, cota probabilă 283 de centimetri. Umiditatea va fi de 64%.